Salutare, dragi prieteni, încă o dată. Eu m-am oprit pentru mine să fac un tur pe aici la hidrocentrala de la Dubăsari, pentru că trebuie să recunosc, eu niciodată nu am fost. De când trăiesc, tot m-am pornit mai multe ori, dar nu am ajuns, nu știu cum, nu reușit. Dar vreau să vă arăt, pentru că moldovenilor trebuie să le amintim de fiecare dată, mai ales acelor care încă cred, dorm și-l cred pe Dodona ăsta. Ia uitați-vă. Să vă arăt cum noi am rămas deposedați de o hidrocentrală care este situată pe teritoriul nostru, pe teritoriul Republicii Moldova, și noi plătim lumina, energie electrică separatiștilor. Noi o cumpărăm pe bani mari de la separatiști. Părinții noștri au făcut-o, buniei noștri. Actez. Au și răzâschivaiat miliția. Au și... Și vreau să vă arăt rănița. Vreau să vă arăt, eu chiar acum mi-a atras atenția, nu avem de gând să filmez. Ia uitați-vă stâlpii din înaltă tensiune care vin de la hidrocentrală și care în mod normal aduceau energie electrică în Republica Moldova. Ia uitați-vă, o tăiet bandiții cablurile și iactele, cablurile sunt, iactele, aieștes. Eu veneam în coaș și le-am atras atenția, iată, cablurile sunt spânzurate în jos. Vedeți? Tăiet cu toporul cablurile. Asta era energia livrată spre Chișinău de la hidrocentrala noastră. Și iată noi, suntem atât de uituși că am uitat că bandiții ăștia lui Smirnov, care nici acum nu-i dat în căutare internațională, bandiții lui Krasnosielski, bandiții care au pus stăpânire pe Transnistria și care nici acum nu ne dau voie să trăim în liniște și în pace pe pământul nostru strămoșesc, ne-au luat hidrocentrala noastră, nu mai vorbim și de la Ciurgan, de la care cumpărăm energie electrică, și noi plătim bani. Noi plătim bani pentru energie electrică, pentru hidrocentrală, pentru termocentrală, pentru tot. Plătim bani la bandiți. Că noi suntem tare buni la suflet, fraților. Iată așa arată hidrocentrala noastră, fără de care am rămas noi. Iată, uite, tocmai până în partea cealaltă, evident că noi acolo nu avem acces. Eu vă arăt ca să ajungem la mintea moldovanului de pe urmă, nu li pot spune altfel, zona opasnă, zona stoi, zapretnă zona. Nu pot vorbi altfel cu moldovenii ăștia noștri rătășiți, fraților. Noi, mulți au să spună, dar noi cunoaștem, dar noi știm. Nu, noi nu cunoaștem, noi nu știm. Pentru că dacă noi știem, noi cunoștem, noi n-ajungeam să votăm pe ăștia care sunt exponenții regimului criminal de la Chișinău și de aici, de la Tiraspol. Ăștia au pus mâna pe tot ce am avut noi proprietăți și am rămas fără nimic și noi în continuare suntem ostati și noi de fiecare dată tot povestim. Eu merg pe sus. Și noi, mai ales liderii politici, cei care sunt acum în campanie electorală, eu mai mult mă refer la dânșii, fraților. Să nu credeți pe politicienii noștri, mai ales cei care se pretind că de dreapta. Dacă un politician de dreapta nu vorbește despre armata de ocupație, dacă nu vorbește de bandiții care ne-au împușcat frații noștri, începând de la Smirnov și Mărăcuța și toate râsurile care trebuiau să fie date în căutare internațională. Noi, dacă avem oameni cu inimă, dacă avem politicieni care țin la neamul ăsta, trebuiau să meargă pe dosare penale, pe dată în căutare internațională, toți bandiții ăștia trăiesc în Europa sau au vile de lux. Toți cei care au condus cu regimul separatist s-au dus și trăiesc în Carlovari, Carlo nu știu care, în Cehia, în Austria, trăiesc în Europa.
cei care și-au bătut joc de frații noștri, care au făcut contrabandă la greu, cei care au pus stăpânirii pe pământul nostru, cu ajutorul râsurilor de la Chișinău trăiesc în Europa. Și noi nici pe unul n-am făcut dosar penal ca să meargă să-i caute, să-i percheziționeze, să le pună sechestru pe averi, să-i punem într-o listă neagră, lista Magnitsky. Și policienii de dreapta, de la Chișinău, care gavareat na ruscam, ștobă panravița, rusca gavareașim, că ei cred că pot să-i facă concurență lui Dodon și spun că ia zamujăm pentru că nu știe nici limba rusă să o vorbească bine. Ei, în loc să vorbească despre armata de ocupație, despre propagandă, Andrei Năstase în ultima perioadă a început a vorbi, dar știți că propaganda, știm Andrei, de mult știm de propagandă, e ca tu nu ni se pare că n-ai știut, tu când l-ai adus pe Cozac trebuie să te gândești la propagandă și pe Șoigu. În campanie electorală, în afară de soluții pe care ei încearcă să le învoșe, cum am spus și eu ca nu știu cine pe muchii de, în afară de soluțiile astea miraculoase, pentru că Andrei Năstase și cu restul toți vorbesc despre canalizare, ei vorbesc despre apeduct. Un președinte de țară nu se ocupă de apeduct, de canalizare. Un președinte pe care voi vreți să-l măriți în rang se ocupă de promovarea unui mesaj național, patriotic. Un președinte trebuie să meargă la ONU și să nu vorbească coada asta de topor pe care ați trimis-o tot voi an trecut la ONU, care spunea că trebuie să avem o politică echilibrată și noi trebuie să fim stat neutru. Un președinte trebuie să vorbească clar despre armata de ocupație, să bată cu pumnul masă și să obțină rezoluții internaționale prin care să cerem retragerea armatei, să cerem restabilirea sectorului noi, a nostru energetic. Hidrocentrala trebuie să revină în proprietatea noastră. Câți vorbesc despre hidrocentrală? L-ați văzut pe separatistul numărul 1 care îl cheamă Igor Nicolaevici Culioc, a venit și s-a salutat aici cu șefii de post care erau în haine militare rusă și cu drapelul rus pe mânică. Omul ăsta care a venit să salute cu militarii ruși, care au pus mâna pe hidrocentrala noastră, pe râul Nistru, râul lui Ștefan, ăștia strădători din neam și de țară. Și cei care sunt de dreapta și nu vorbesc despre trei priorități. Prima, prioritate națională pe care am s-o șer de la candidații la funcție supremă pe care ei o invocă, este retragerea armatei de ocupație de pe teritoriu și toate cozele de topor, toți criminalii ăștia, începând cu Smirnov și terminând cu Krasnoselki, să fie băgați în dosare penale pentru uzurparea puterii de stat, pentru separatism și puși în listă internațională ca să-i căutăm, rozăs, cum scriu ei la dânșii, să poată fugi doar în Moscova. Pentru asta avem toate instrumentele și avem și prietenii în jurul nostru. Și Ucraina ne va susține și România. Al doilea prioritate pe care trebuie să o aibă candidații la funcția de președinte este oprirea, interzicerea, stoparea imediată a tuturor posturilor de televiziune rusească. Asta e propaganda care ne-o nebunit de cap. Și a treia prioritate este sectorul energetic. Noi treptat ne-am unit la gazoductul Iași-Ungheni. Deja este un plus mare. Noi urmează să ne conectăm la rețelele energetice europene ca să cumpărăm energie electrică din România, din Europa, mai ieftină, mai scumpă, nu mai știu cum, dar să nu mai cumpărăm energie electrică de la Cuciurgani. Noi alimentăm financiar zilnic, lunar, cu sute de milioane de lei regimul separatist. Ei prinesc gazul de la ruși gratuit, între ghilimele, care vine în contul nostru, după care ne fac energie electrică și ne-o vând nouă moldovenilor și noi plătim energie electrică și gazul rusesc dublu. Atâta nebunii cât fac moldovenii nu există nicăieri. Plus hidrocentrala asta. Noi trebuie să avem măsuri prin care să arătăm că suntem stat suveran. Noi avem instrumente reale prin care putem opune rezistență. Noi putem să le arătăm ce înseamnă comerțul cu Uniunea Europeană. 70% vine spre comerț cu Uniunea Europeană. Noi le putem pune embargo economic, să vadă ei, să vândă ei la ruși, cum pe noi rușii ne-au blocat. Ei într-o lună de zile, două, trei, sunt terminați transnistrenii. Ori fac revoluții și îl fugăresc pe Gușan și Mașan, cum îi cheamă toți în Transnistria, toți bandiții ăștia, și fac revoluții și fac restabilirea teritorială cu Republica Moldova. Și asta o pot face transnistrenii, pentru că o să înțeleagă că nu au cum mai departe să trăiască într-o gubernie încă mai mică rusească, între Ucraina cu care luptă
și între Republica Moldova, care își dorește integrare europeană și să ajungem odată și odată partea civilizației. Aici s-a făcut un fel de zonă de odihnă a tuturor bandiților. Mâine, poimâine am să vă pregătesc un material să vă arăt unde dorm bandiții recunoscuți în comunitatea europeană și care și-au găsit refugiu la Chișinău și pentru care Dodon le-a dat cetățenie. Cetățenie, nu glumesc. Iată, astea sunt prioritățile pe care am să le șer eu de la candidații de pe dreapta. N-am să susțin pe nimeni de pe dreapta până n-au să recunoască trei priorități. Eu tot timpul am vorbit jos, Dodon, tot timpul, dar asta nu înseamnă că necondiționat deschidem gura ca liderii de dreapta să ne bage tot rahatul în gură. Nu! Noi suntem băieți maturi deja și ne-am săturat de promisiunile, de șerte, începând cu Iura Roșca, terminând cu Vlad Filat și cu alții. Noi avem caracter, noi avem inimă în noi și noi știm ce vrem de la viața asta. Hidrocentrala noastră a ajuns pe mâna bandiților. Ia uitați-vă și hidrocentrală frumoasă. Când au să trezească moldovenii? Și încă o dată repet pentru cei adorniți. Frații mei, prietenii mei, cei care mă urmăriți, distribuiți masiv. Iată, suntem 1000 de oameni în direct. Eu vă rog, vă implor, noi nu avem televiziuni. La Natasha Morari n-a să vă arăte nimic. Nici la jurnal n-a să vă arăte. Distribuiți, noi să ajungem la 100.000, la 1.000.000 de moldoveni de-a noștri. Și atunci se vadă, se aduc aminte că noi am avut hidrocentrală la Dubăsare. Au! E o hidrocentrală fantastică. Și asta și mai ieftină energie electrică pe care poate să o producă. Asta a fost odată investiția și după care aduce doar profit. Ăștia ne-au secătuit economic, ne-au distrus republica asta. Și noi mai departe plătim tribut lui Dodon, lui Krasnoselski. Să zboare Krasnoselski numai în sus. Numai în sus, ca Carlson. Prin Chișinău n-ar trebui să treacă niciun bandit. Fraților, eu n-am fost la televiziunile astea lor controlate ultimii 4-5 ani, aproape deloc. Ei nu că mă invită, ei nu acceptă ca eu să fiu prezent în televiziunile lor. Dar să vă spun drept, rețelele sociale au demonstrat că noi nici nu avem nevoie deja de televiziunile lor cumpărate, de televiziunile manipulatorii. În această campanie, cei de dreapta ar trebui să se trezească și ei la realitate. Candidații ăștia care se bat între ei și nu vorbește unul de armata de ocupație. Unul nu vorbește despre hidrocentrală, nu vorbește despre Cuciurgani. Am văzut foarte mult să se indignau când era Plahotniuc, strigau în gura mare și aduceau aminte de scheme. Mai vorbește cineva de schemele de la Cuciurgani? Mai vorbește cineva de schemele Energo Capital și-o mai adus aminte în campania asta cineva să spună că sunt companii care stau și fură milioane de la moldovenii sărășiți pentru că sunt intermediari pe rețelele energetice. O mai băga niște firme care pur și simplu jecmănesc populația. Cineva mai vorbește? Ați mai văzut vreun candidat? Mă urc înapoi la deal. Eu astăzi am văzut un flash mob a deputatului Radu Marian. S-a dus la președinție la Dodon cu un placaj și cu o diplomă să-i dea medalii lui Dodon. Eu vreau să-l întreb pe Radu Marian, care e deputat de la PAS. Domnule deputat, tare mi-a plăcut adresarea dumneavoastră că vrem să muncim acasă. Foarte bună adresare. Dar de ce v-ați dus la gardul președinției? Și ați vrut să munciți acasă la Dodon? Să măturați președinția? Dar de ce n-ați venit la fabrică, la Budești, unde sunt 100 de locuri de muncă care sunt distruse. De ce, domnule deputat, n-ai venit cu tinerii la flashmob să arăți cât-ți pasă, să arăți cât tu ții la locurile de muncă la noi acasă? Aștia-s deputați? Aștia-s deputați? Pe ăștia i-ați votat? Aștia-s deputații noștri? Vrem să muncim acasă și s-au dus ideii diplomul lui Dodon. Eu eram la Chișinău, la birou, când am văzut flashmob-ul ăsta lor și ne-am pus mâinile în cap. Ne-am pus mâinile în cap pentru cu așa elită politică care vine din urmă. Eu n-am cuvinte. Dodon n-are concurență în campania asta. Eu asta vreau să spun. Voi credeți că eu nu pot să mă duc să stau acasă? Eu aș îmbla ca turbatul la Molovata. Aș îmbla peste tot să vă arăt. Să risc să merg la Dubăsari ca să trezească moldovenii ăștia noștri. Și când mă uit la deputați, dita mai deputați, și ei se duc la președinție la Dodon cu zâmbet
cu hlizăturile și alea și spun că noi am venit să-l felicităm pe Dodon și să-i dăm o diplomă. Știți unde a văzut Dodon diploma voastră și cu flash mob-ul vostru? Vă spun sau vă pșepiți singuri. Am zis că n-a să-i criticăm pe ăștia, mai ales în campanie electorală, că și-așa sunt nenorociți. Băi, da fac prostii de te apucă drașii. De te apucă drașii, ăștia-s deputați, măi, dacă n-ar fi deputați măcar. Dacă n-ar fi deputați, n-aș spune nimic. Dar tocmai deputați. El s-a dus să-i dăi diplomul lui Dodon. Ieșiți și vorbiți cu oamenii în piață, mergeți prin sate, vorbiți cu oamenii, cu sutele de oameni, cu miile de oameni, sunteți deputați, aveți fracțiuni. Ieșiți din laboratoare, ieșiți din prostiile voastre, pentru că pe 1 noiembrie, dacă veți face și ei ce ați făcut până acum, ați să numărați și ați să vă lingeți coatele de durere. Ați pierdut tot, alegerile prezidențiale, ați pierdut multe lucruri. Dacă și de data asta faceți tot posibilul ca Dodon să câștige, să știți că am să ieșim cu furșile și am să fugărim și guvernarea și opoziția, nu vă jucați. Aici oamenii nu mai au răbdare și nu fac diferență dintre alb și negru. Eu vă rog, prietenii mei, internauți, eu nu cu răutate. Eu dacă și i-am criticat pe deputații ăștia copchilăroși, ca să nu le spun altfel, eu i-am criticat ca ei să corecteze și să devină mai buni și să maturizeze odată. Să maturizeze pentru că se joacă cu viața și cu soarta noastră. Eu azi am văzut și am decupat și am publicat filmul cu porșii care mănâncă în timpul ședinței, ei votează proiecte de legi, proiecte de legi, Comisia Juridică Imunități și numiri, cum se numește în Parlament, în frunte cu Buhaiu Bolea și colega lui mănâncă ca o scroafă, că nu pot să-ți spun altfel, mănâncă ca un porc în timpul ședinței. Ei vorbesc de pandemie, Dodon se duce la metropolit, șed bot în bot și nu suntem de pandemie. Dar zeci de deputați suntem să se adune într-un birou să discute lucruri extrem de importante, pentru că ăștia decid soarta noastră. Ei votează proiecte de legi care se transformă pe urmă în legi. Așa care șed de tot timpul dolința așa, șed cu telefonul la ureche, că ea are mai mult telefoane, și după care se apucă de le orbăit borș. E între timp cât au mâncat o strachin de borș și au făcut legi. O făcut legi ca moldovenii să trăiască mai bine. E când mânca borș se gândea la Dubăsari, la hidrocentrală, se gândea. Voi vă închipuiți și parlament avem noi. Noi vorbim doar de șeful statului. Noi avem un parlament de rahat. Un guvern de rahat. Și noi tot timpul îi corcolim. Dar nu cumva să-i supărăm. Dar nu cumva să-i obișnuim. Dar ei se pișe pe noi. Ei mănâncă borș și fac legi. Mănâncă borș și fac legi. Dar închipuiți-vă că miliționerul face proces verbal polițistul și mănâncă borș. Dar chirurgul tai, îți înlocuiește ficatul și mănâncă borș. Pe de-asta nici nu interesează și se discută acolo. El mă apas pe buton, își pornește microfonul și spune... Dar uitați cum spune ei, are o frază... Că nu votează. Dragi moldoveni, rugămintea mea pentru cei din diaspora, pentru că... Știu că sunteți mai luciți, mai liberi de propagandă, de televiziuni, sunteți mai liberi de macaroane, tușoncă, greșcă și alte lucruri. Vorbiți cu apropiații, vorbiți cu rudele, vorbiți cu oamenii care au rămas acasă. Nu vă supărați, mulți dintre dânșii încă s-o statici la toată porcăria asta. E greu să ieși teafăr la minte din casă după ce te uiți la televizoarele lui porcul ăsta. Vorbiți cu oamenii. Spuneți-le dacă trebuie hrișcă, trimiteți-le voi 100 de euro pentru hrișcă, pentru macaroane. Dar spuneți-le să nu mai voteze. Vă rugăm, ați fi o mare provocare. Și așa să spune și speculează și ne pregătește creierul nostru în toată ziua la televizoare, ne pregătește că Dodon are cele mai mari șanse să câștige. Nouă peste tot, în toate televizoarele, toate sondajele, inclusiv cei de dreapta spun, Dodon are foarte mari șanse. Da, da, el e prima șansă. Asta nu trebuia să ajungă în buletinul de vot. Asta trebuia să fie arestat, închis, după ce a fugit Plahotniu. Noi trebuie să votăm. Să votăm ca să nu iasă niciunul din drașii ăștia să ne dea nou de bănuit măcar că noi cumva am votat pentru dânsul. Doamne ajută de aici, de la Dubăsari, de la hidrocentrală. Trebuie să ne întoarcem și statul, și Republica, și hidrocentrala și să fugărim toți bandiții ăștia. Jos Dodon! Jos Dodon! Eu încă în 2 săptămâni am să fug și am să fac mai mult decât toată opoziția luată la un loc. Vă promit lucrul ăsta. Duminică ne întâlnim la Ungheni.
Eu duminică dimineața am să fiu la Ungheni. Cei care sunt din satele din prejur, care vor să vorbească, care vor să-i exprime, care vor să spună, să transmită un semnal, un gând pozitiv, eu vă aștept la piață. Să le arătăm că noi, moldovenii, de pe pretutindeni, de la Ungheni, avem curaj, avem caracter. Și de aici, de la Nistru, de la Dubăsari, ajungem și la Ungheni. Și am să ajungem și la Cahul, și la Bălți, și la Iedine, peste tot. Și am să vorbim cu oamenii. Cât am să reușim în 2 săptămâni? Și încă în 2 săptămâni eu am să fiu cel mai activ până în turul 2, când am să scăpăm de Dodon. Și după asta vă promit, îmi iau o săptămână, mă duc să mă îmbăt undeva și nu răspund nici la telefon. După ce îl dăm jos pe porc și pe ocupant și facem primul pas spre eliberare, mă duc să sărbătoresc. Eu am energie, am curaj, veniți cu noi în echipă. Rugămintea mea, veniți cu noi în echipă. Noi am să fim mulți, noi și așa suntem mulți. Noi suntem cei mai rapidă echipă în creștere de dreapta. Eu știu că la mulți nu le place și mai ales la ei de dreapta, care investesc sute de mii, milioane de lei în partidele lor și lumea nu îi vrea și lumea nu vrea să audă de ei. La noi oamenii vin fără bani, pentru că noi nu avem. Am un telefon, am o coftă care se discoasă de amul și o părere de papuși rujiniți, cum le spun eu că ele sunt descolorate. Dar am inimă și suflet pentru neamul ăsta. Eu v-aș spune și s-a întâmplat cu mine 2 săptămâni în urmă, dar ați treacă campania, așa am să vă spun. Nu mă mai plâng, că am văzut și-o pățit ceilalți care s-o plâns. Dar să știți că criminalii nu s-o opresc. Criminalii sunt gata să șteargă de pe fața pământului. Doamne ajută, o seară frumoasă pentru cei care judecă. Distribuiți materialele noastre. Ne vedem mai liberi, fără ocupanți, fără Krasnoselski, fără Dodon și toți colhoznici ăștia care ne-au acaparat. Jos Dodon, jos Șuma Roșie. Ia uitați-vă, și locuri frumoase avem noi în Republica asta și noi îl avem pe Dodon Măgariu. Of! Măcar să vedeți cum arată hidrocentrala de la Dubăsari și ei care încă n-ați ajuns.